Situația nu are cum să fie în ordine, dar nici nu se poate trece peste anumite etape. Faptul că aceste plombări ar putea să se facă în noiembrie sau în decembrie, nu cred că mai este posibil. Asta dacă nu așa cum a declarat domnul președinte al Consiliului Județean, ne rugăm să nu vină o iarnă grea, sperăm, da? Deci dacă începem cu rugăciuni și... Dar eu cred că totuși ar fi trebuit până la acest moment ca lucrurile să fie într-un fel rezolvate. Deci eu l-am sunat personal pe domnul primar Dragomir într-o dimineață, la luni, la ora 8, pentru că pe strada mea, pe strada Plevna, era efectiv o groapă sub asfalt de 1,5 metri. Deci chiar pe mijlocul străzii. Pusese cineva un indicator de teamă ca nu, cumva o mașină chiar să se scufunde. Au trimis până după amiază, a trimis pe cineva și a stupat. Dar trebuie găsită o soluție astfel încât să nu ne prindă iarna cu gropile. Credeți că e o idee bună înființarea unui departament la o firmă a primăriei care să se ocupe de asfaltări, plombări din astea urgente? Eu cred că au destul personal care ar trebui să se ocupe de lucrurile. Dar n-au un obiectul de activitate așa ceva. Asta e problema. Da, probabil. Nu, adică ar fi evitate licitațiile astea cu contestații care durează luni și s-ar putea face reparații de urgență. În aceste condiții trebuie schimbată legislația, pentru că și dacă înființează ei un compartiment la nivelul primăriei, dacă legea rămâne aceea și trebuie făcute licitațiile, nu acum.